cum scapi în câteva secunde de lacrimile provocate de tăierea cepei. Trucul pe care toate gospodinele vor să-l știe există tot felul de trucuri la care puteți apela pentru curățenie sau gătit. Acest obicei promite să vă scape de o veche problemă cu care se confruntă chiar și cei mai pricepuți bucătari. Cum puteți să scăpați de lacrimile din bucătărie atunci când păiați ceapa? Iată trucul la care nu vă așteptați. De ce e bine să pui o ceapă în cuptorul cu microunde? trucul care promite să te scape de lacrimi în câteva secunde. Gospodinele sunt extrem de ingenioase când vine vorba de trucurile pentru gătit. Unul dintre trucurile prietenoase cu bucătarii se referă chiar la ceapa din bucătărie. Iată de ce e bine să puneți o ceapă în cuptorul cu microunde. De ce e bine să pui ceapa în cuptorul cu microunde tăiatul cepei nu este o activitate plăcută. De multe ori, acțiunea se sfârșește cu lacrim și usturime ale ochilor. Gospodinele recomandă să puneți o ceapă întreagă în cuptorul cu microunde deschis și să o lăsați timp de 30 de secunde. Acest truc promite că nu veți mai lăcrima atunci când păiați ceapa, potrivit spineos. Dacă nu dispuneți de un cuptor cu microunde, există o altă metodă pe care o puteți folosi. Se recomandă să puneți o ceapă în congelator pentru aproximativ 20 de minute, însă, de data aceasta, păiat în două. De altfel, dacă toiați cobița după ce tocați ceapa, se spune că nu veți mai lăcrima. Așadar, iată dragile, mele doamne, cum putem scăpa de povara lacrimilor produse de ceapă. Sper să vă ajute. Abonați-vă, apreciați materialul și distribuiți canalul.